importantă pentru noi, pentru creștini. De-a lungul anului sunt foarte multe sărbători, unele împărătești, altele dedicate sfinților, martirilor, dar astăzi este sărbătoarea în care, iată, sărbătorim pe Dumnezeu cel întreime sfânt, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O mare, imensă sărbătoare pentru noi, pentru creștini. Într-o astfel de zi, de mare sărbătoare, iată, la Bichigiu, se întâmplă două evenimente cu totul deosebite. Pe lângă Sfânta Liturghie săvârșită și la biserica de la dumneavoastră de aici din sat, dar și la Sfânta Mănăstire, astăzi se inaugurează acest locaș de cultură care poate fi numit casă de cultură, nu cămin cultural, într-adevăr, și se sărbătoresc cei 500 de ani de atestare documentară a localității dumneavoastră, dar, așa cum excepțional a prezentat aici invitatul special al întâlnirii, cercetător științific, ați aflat la Institutul Gheorghe Varințiu, Academie Române, foarte documentat. Este prima dată când aud un astfel de discurs despre o localitate cu atâtea date exacte, studiate, științifice și luate din documente, nu din povești. Am aflat lucruri extraordinare despre localitatea dumneavoastră, care a dat spiritualității românești mare personalități de-a lungul timpului, dar așa cum foarte bine a spus dumnealui, cea mai importantă personalitate, cea mai ilustră, cea mai cunoscută, care a marcat creștinismul secolului 17 aici în Transilvania, este fără îndoială Atanasie Todoran. Într-o lucrare de folclor realizată de Dumitru Bărtic, cel care a înființat Radio Cluj și a lansat cei mai mari artiști din Transilvania, Valeria Peter Prădescu de pe Valea Noastră de aici, de pe Sălăuța, Maria Peter, prima cântăreață profesionistă din județul nostru de la Salva, într-o lucrare cu folclor cules din această zonă, în prefața ei am aflat că un specialist, un profesor universitar care făcea acea prefață, spunea că prima baladă din acest ținut cercetată de către specialiștii în domeniu a fost balada lui Atanasie Todoran. Scrie acolo. Și această baladă a fost preluată de Valeria Peter Prădescu și a fost făcută, cunoscută întregii lumi, cu mult înainte de a fi canonizat Atanasie Todoran și cei împreună cu el, care au fost martiri pentru credința neamului nostru românesc, credința în care noi ne-am născut românii ca neam, ca popor. Și această baladă a fost, de fapt, o canonizare a lui Atanasie Todoran, făcută de cei în mijlocul cărora a crescut și pentru care s-a luptat, pentru care s-a jertfit. Și este absolut extraordinar că, iată, dumneavoastră aici, în Bichigiu, continuați să luptați pentru identitatea noastră. Spun acest lucru pentru că vă văd pe foarte mulți îmbrăcați în costumul popular. A îmbrăca costumul popular astăzi este, de fapt, o luptă pentru a păstra identitatea și sufletul neamului nostru românesc. De-a lungul istoriei grele a acestui popor, au fost trei elemente care au ținut la oaltă neamul. Și acestea au fost, în primul rând, limba noastră străbună, limba română, limba moșilor și strămoșilor noștri. A fost credința dreptmăritoare, pentru că noi suntem dintre puținele popoare născute creștine. Noi ne-am născut ca popor creștin. Să nu uităm că am fost încreștinați de unul dintre apostolii care a stat lângă Mântuitorul Lumii, Apostolul Andrei. Și, pe lângă credința noastră străbună, un alt stâlp de susținere a identității noastre au fost tradițiile, obiceiurile, costumul popular, tot ce a zămislit mai frumos, arhitectura țărănească, tot ce a zămislit mai frumos neamul acesta românesc. De aceea, eu vă felicit pentru că ați îmbrăcat astăzi foarte, foarte mulți dintre dumneavoastră hainele pe care le îmbrăcau moșii și strămoșii noștri. Cele care ne identifică și față de care avem o mare responsabilitate, pentru că ele ne amintesc mereu
de rădăcinile noastre, de înaintașii noștri. Am fost foarte bucuros atunci când, la începutul anului, cred că era prin luna februarie, părintele dumneavoastră paroc a venit la mine, la Centrul Județean pentru Cultură, și mi-a făcut această mărturisire atunci, iată, prin februarie, că a doua zi de Rusalii vrea să continue tradiția cu sărbătoarea aceasta minunată a portului popular și că vrea să fie și sprijinit de instituția noastră, și am făcut acest lucru și la sigur că vom face în continuare acest lucru. Este aici, după acest moment, se va întâmpla un spectacol folcloric deosebit. Colega mea de la Centrul Județean pentru Cultură, Smaranda Mureșan, doctorant în folclor, va fi cea care vă va prezenta tot programul artistic pregătit special pentru această zi, și îi promit domnului părinte că în continuare vom ține la oaltă, ca să spun așa, pentru a ține vie placăra spiritului românesc. Îl felicit și pe domnul primar pentru această realizare deosebită. Meritați dumneavoastră, Vicigenii, o astfel de instituție, și sunt sigur că în continuare dumnealui va avea grijă de alte și alte cerințe ale dumneavoastră care trebuie duse la împlinire. Vreau să vă transmit și salutul domnului președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan, care nu este în țară, că altfel ar fi fost aici, dar este aici alături de noi, cel mai apropiat și cel mai important colaborator al dumnealui. Este vorba de domnul Bogdan Ivan Gruia, deputat în Parlamentul României, care ne reprezintă cu cinste acolo, și o să vă rog și pe dumnealui să ne adreseze un gând la această întâlnire. Vă felicit și vă spun de